Salut, sunt Via, prietenul tău imaginar. Și ghici ce? În episodul trecut mă băteam cu pumnul în piept că sunt mare fan South Park. Păi hai să vedem dacă e sau nu așa, dacă într-adevăr sunt mare fan South Park sau doar mă cac pe mine, chiar aici în fața voastră. Hai să vedem dacă pot să închin o serie cap-coadă cu jocul lor South Park The Stick of Truth. Pariurile se fac în secția de comentarii, acum vă rog să nu mă deranjați pentru că am o misiune importantă și anume aceea de a selecta fizionomia. Pentru că mă crezi sau nu, 50% din succes constă în felul în care arăți. În niciun caz cu bube, în niciun caz cu ochelari și cu asta am rămas. Căcat, 50% din șanse s-au dus. De acum încolo trebuie să ne bazăm pe muncă și seriozitate pentru că nu ne ajută fața. Și să începem aventura. Apropo, v-am spus vreodată că ador South Park. Probabil v-am spus-o, dar nu contează, vă mai spun o dată. Sunt foarte fericit că am ocazia să le joc jocul. Se pare că ne mutăm la casă nouă, cu familia, care sper să nu fie acești doi oameni. We're really moved in. It's a new beginning for us. Ăștia sunt părinții tăi, practic. Ăștia sunt părinții tăi pe care o să-i urăști cât de curând. Nu mă crezi? Așteaptă. They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Aparent suntem căutați. Sweetie, hun, you all dressed? Hey, champ. How do you like your new room? Și se pare că nu ești prea burbăreț. Nu contează, tu zi mersi că poți să joci. Remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember at all. That's good he doesn't remember. Practic ei vor să spună că părerile tale nu contează. În acest joc nu spui nimic, doar te joci și taci. Right, get outside and play, son, like normal kids. We've got some money for the kitchen counter. Nu mai crezut. Nu mai crezut. Iată. Yeah, we love you too. Și acum să începem să explorăm, să vedem ce avem la dispoziție. În primul rând avem puteri magice, după cum puteți observa. Ca să vezi, până și cea mai mică bășină face lumea să se rotească. Nu trebuie să fii prea important ca să produci revoluții, aparent. Mergem la baie să vedem ce putem face. Este dimineață, așa că începem cu dreptul. Și acum băgăm în buzunar acest shit nugget. Facem un duș după ce ne-am făcut treburile, pentru că trebuie să ne întâlnim cu oamenii, trebuie să socializăm, trebuie să ne facem prieteni și de preferat să nu mirosim ca un roadkill. Rusty pop, pipe, old sponge. Să mergem să vedem ce este jos. Că a zis mama că mi-a lăsat niște bani. Și uite banii. Mulțumesc, mamă. Stai puțin. 50 de cenți. Health potion. Presupun că o să ne folosească la un moment dat. Papa, tata. Probabil. Da, este o zi minunată pentru a ne face noi prieteni. Mă întreb pe cine vom întâlni prima dată. Aparent pe Butters care are nevoie de ajutorul nostru. Și încă mă gândesc dacă ar trebui să-mi pese sau nu. Cred că o să-l ajut, pentru că nu pot să trec altfel. Hey, no fair. That's cheating. I'm gonna tell my mom. Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Primul nostru prieten. Această zi a pornit cu dreptul și propun să vedem cine va oferi în continuare. Hey, where are you from? Where'd you live before moving here? Ai văzut că sunt tăcut. Te rog frumos să respecti chestia asta. Oh, hell no,
The Grand Wizard, care este nimeni altul decât Cartman. Cine e Cartman? Habar n-ai cine e Cartman? Este absolut cel mai șmecher personaj din această serie. O să te convinc și de asta. Shut up, Mom, not now. Cartman Grashki, să rămână. Is that Spanish? Mi-ai gustat tu sombrero. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Foarte șmecher de altfel. Trebuie să recunoști că băieții au făcut o treabă minunată. O treabă mai bună decât făceam eu când eram mic, cel puțin. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger Scott Malkinson, who has the power of diabetes. Puterea diabetului. Dacă făceam eu gluma asta, mă înjurau toți. Dar o fac ei, așa că e amuzant. Don't ask why Kenny wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Okay. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please să ne alegem un user. Eu merg pe stilul clasic, pur și simplu, Spins. You entered douchebag, is that correct? Cred că avem o greșeală. Are you sure you want to keep the name? No. Very well, douchebag. You will now choose a class. Mă mulțumesc și cu douchebag la urmă urmei. Douchebag Spins the Fighter. E mai pe stilul meu. N-am nimic cu evrei, nu mă înțelege greșit. Now please go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Trebuie să ne luăm o armă. Perhaps you would like to hear tips and roof. No, mersi. O armă. O sabie de lemn. Îți dai seama că ești la început de drum, că ești la subsol în momentul în care singura chestie pe care poți cumpăra este o sabie de lemn. Nu-ți convine, dar nu contează. Așa, să o equip. Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clad. What? Kick Clad down, new kid. What I do? I'm the king, Clad, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. I'm gonna kick your ass. Primul nostru Clad, you have oponent. To wait your turn. That's I'm late. Emoții. No, Clad, it's like olden times. You have to wait your turn, like in the Middle Ages, Clad. Ok, hai să începem. Și-a dat bloc. Left click. Left click. Am început cu dreptul, oh, trebuie să recunoști. Yeah, Clad, you're bitch. All right, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Și chiar începe să-mi placă. Oh, shit, dude, I think I see blood. Începe să-mi placă. Nice, it's exactly what you do to guys. Și altceva mai avem. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the back. Clyde, it's your turn to attack. Da, e destul de important în viață să-ți protejezi coaiele. Dacă n-ai învățat asta, o să o înveți. Prepare yourself. Right click. Critical hit. Yes, that's what I'm talking about. Și mă pricep. Chiar mă pricep. Blocking. Ok. All right, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power PP. Points or PP for short. PP. S-am If spus? You have a fucking better name for them than fucking say it, Clad. Okay. Douchebag, use your fighter ability to make Clad pay for insulting the king. Să vedem ce face acest PP. Aparent o să învăț să joc baseball pe capul lui. Și încă o dată și încă o dată până se rupe buta de baseball. Eu sunt mulțumit. Poate n-ar trebui să fiu, dar sunt. Poți să încerci, dar... Au. Încă puțin. S-a dus. Poți să plângi cât vrei, nu îmi pasă. Am câștigat. Și odată ce am câștigat, nu mai contează. Okay. You prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Sincer, chiar de-abia aștept să văd the Stick of Truth. Să văd cum arată. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. Arăta mai bine reclame, trebuie să recunoști. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves.
Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the stick of truth. Ok, acum vorbim de afaceri. Și trebuie să merg să-i ajut pe băieți să câștige această luptă. Pentru că am fost atacați, aparent. Fuck you, Drow Elf! Come and get it! Clyde, guard the stick of truth while we defend the fortress! Aye, we're not playing pirates, Clyde! Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs! The stick is ours! Acum, hai să vedem cât valorăm. Avem de ales. Mai întâi îl protejăm pe băiatul bolnav de diabet sau pe această mâță. Bolnavul cu diabet sau această mâță. Mâță, scuze, mâță. N-am vrut să dau. Chiar n-am vrut, serios. Poți să-ți aduci prietenii, tot n-ai nicio șansă împotriva lui Douchebag. Ok. A potion. Mă întreb dacă pot să mănânc și shit nugget, sincer. Nu știu. Vedem. The rules say you can have one potion every turn. I asked for 5, but this was a compromise. This guy's fast, douchebag. Try to block all his attacks. Fuck you! Okay, if you block all the attacks, you get a counterattack. Look at your enemy on the ground. Weak and helpless. Kick the shit out of him! Kick some goof! Awesome, you kicked his helpless ass! Now finish off these elves in the name of the Wizard King! Ok, să vedem ce abilități am. Mie încă place treaba aia cu buta de baseball, nu știu de voi. Out din prima. Niciodată să nu desconsideri o bută de baseball. Și nici o sabie de lemn. Nici măcar o sabie de lemn. Și acum trecând mai departe, trebuie să salvăm și băiatul cu diabet. Nu-i vine alun. Chiar nu-i vine alun. Ce întâmplă? You got this, douchebag. Kiss my ass. In your face. What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass. Oh man, he was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like that. Gishe. Gishe. You need to try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wuss. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Să văd cât de... Sweet, now you can hit the guy in the back. Bun, sunt carcaș. Left click. Right click. Se pare că sunt destul de bun. Încep să mă pricep la acest joc. De-abia l-am început și mă simt... Careful, bine. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Enemies, use abilities of melee. Păi. Păi. Și încă una fix în mufă și putem să plecăm acasă. Am câștigat campionatul. Mulțumim frumos. Îi așteptăm pe fani pentru autografe și tot ce mai vreți voi. Dar nu înainte de a salva pe Butters de la pericol. A doua oară când îi salvez viața. Chiar dacă nu mă interesează. Shielded. Okay, that guy has a shield. Shields are super weak. Just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly. Să încercăm. Unu, două. Slăbuț. Trebuie să recunoști că a fost slăbuț din partea lui. Elf, let his guard down. Now's your chance. Power attack his armor. Power attack. Mouse bone. Băieții ăștia chiar sunt slăbuți, sincer. Sau mă consider eu prea bun? Există și posibilitatea asta. Sau sunt prea bun, dar nu te-ai gândit la asta. Ok. Fall back. Fall back, I say. Yes, awesome, dude. Take that, you asshole elves. Better luck next time. Na-na-na-na-na-na. We still control the universe. It's gone. What? The stick of truth. The elves got it. Bă, am încercat. Eu cred că jocul s-a terminat dintr-un singur episod. Asta este. Am încercat. Am pierdut bossul. S-a dus tot. Clyde?
You are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah! Go home, Clyde! You fought bravely acum on the battlefield, Goosebag! You can make a goosebag, like, sure can fight! Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The Stick of Truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king! Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, six braiders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Fighters, go! Înainte trebuie să dăm un loot, să culegem tot ce e pe aici, că am uitat, se pare că am uitat. Și se pare că ăsta a fost primul episod. Dar eu sunt Biadi, se pare că am început să penetrăm, dacă ăsta e termenul, să penetrăm lumea fantastică a South Park-ului, însă o să luăm o pauză și continuăm mâine cu explorarea acestui univers. În orice caz, până data viitoare, adică mâine, aveți grijă!